Dacia, campioana Moldovei la fotbal, nu a putut învinge Zeta, echipă ce s-a clasat pe locul 4 în campionatul din Muntenegru. Lupii galbeni au încheiat la egalitate meciul amicat disputat la Chișinău cu Lupii muntenegreni, scor 2-2. Dacia Chișinău a întâlnit pentru a treia oară în istorie Zeta și a înregistrat cea de-a treia remiză cu echipa din Muntenegru, scor 2-2. Precedentele două întâlniri au avut loc în preliminariile Ligii Europa din sezonul trecut. Atunci Dacii au remizat scor 1-1 în Muntenegru și 0-0 la Chișinău. Astfel, Lupii galbeni au eliminat în dublă manșă Lupii muntenegreni grație golului marcat în deplasare. Golurile Daciei în meciul amical de la Chișinău au fost înscrise de jucători aflați în probe. Scorul final al partidei 2-2 a fost stabilit de fostul jucător al lui Șerif Coraci, care a marcat pentru Zeta la sfârșitul reprizei secunde. Următorul meci amical Dacia va disputa contra echipei Cernomore din Bulgaria. Alexander Pliușkin este mai tare decât câștigătorii etapelor 3, 4 și 5 ale Turului Elveției la ciclism. Rutierul moldovean s-a clasat pe locul 35 printre cei 152 de participanți a etapei a 6-a, cu 27 poziții mai bine ca în runda trecută și astfel i-a depășit pe Sagan, Husovst și Bozic, liderii etapelor precedente. Câștigătorul rundei a devenit Steven Kruijswijk din Olanda. Heimer, il est même peut-être mieux que Kunego, il est même peut-être encore mieux que Kunego, et il va peut-être placer une accélération facteur, et Kunego ne peut pas suivre. Il a encore la force de sprinter dans les derniers mètres, il est vraiment au bout de l'effort, et c'est la première victoire de ce jeune coureur néerlandais, lui qui avait terminé 8e du Giro, 2e du classement des meilleurs. Am avut un tur al Italiei foarte bun, m-am plasat pe locul 9 la general și m-am prezentat aici cu forma ridicată de acolo. Mă bucur mult că am obținut în Elveția prima victorie a carierei. Ultimul kilometru a fost cel mai dificil, dar am dat totul acolo și am avut noroc să câștig, a declarat Kruijswijk. În clasamentul general al turului Elveției, lider este Kunego, care deține tricoul galben. În clasamentul pe puncte conduce Sagan, care deține tricoul albastru, și în clasamentul cățărătorilor conduce Tendam, care deține tricoul verde. În clasamentul sprinterilor conduce Mondo, iar în clasamentul echipelor lider este Rabobank. Kakan nu a putut să stea departe de fotbal în vacanța de la Disney. Starul lui Real Madrid a jucat fotbal american alături de Mickey Mouse. Kaká este un fotbalist brazilian care joacă la cel mai titrat club spaniol, Real Madrid. În 2007, Kaká a câștigat balonul de aur și a fost desemnat de FIFA cel mai bun fotbalist al anului. Aproape de tragedie, managerul general al echipei Al Wahda a trăit periculos în partida tur din semifinalele Cupei Arabiei Saudite la fotbal cu Al Ahli. Acesta a fost la un pas de infarct după ce echipa s-a scăpat printre degete victoria în ultimele minute de joc. Al Wahda a condus cu 2-0 în fața lui Al Ahli până în minutul 88 al meciului tur din semifinalele Cupei Arabiei Saudite, însă s-a văzut egalată pe final. Meciul dramatic și căldura insuportabilă i-au dat emoții managerului Hatem Haime de la Al Wahda, care a fost la un pas de infarct. Partida retur va avea loc la data de 20 iunie. O dovadă incredibilă de forță. Un voinic în loc de greutăți a ridicat doi oameni. Yeah, y'all think it's funny? Yeah, I think it's funny bringing lightweight in. Sorry, man. Y'all do it again.
Demonstrația este una obișnuită pentru concursurile de Old Strongest Man, însă în loc de oameni sunt folosite de obicei greutăți. Ceremonie ratată! Fanii echipei Partizan Belgrad au murit de râs la prezentarea noului echipament pentru sezonul 2011-2012. O blondă și o brunetă au transformat prezentarea într-un adevărat fiasco. Partizan Belgrad a devenit campioană a Serbiei în ultimii 4 ani consecutivi și are în palmares 23 titluri naționale și 12 cupe.